Slăviți să fie Domnul! Amin! Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturii în Cartea Evrei, capitolul 11, vom citi câteva versete. Pagina în Biblie, 1183. Și credința este o încredere neclintită în lucruri nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Doresc ca anul 2018 pentru dumneavoastră să fie un an al binecuvântărilor, al împlinirii planurilor care sunt după voia ta, un an de prosperitate materială și duhovnicească, un an al apropierii noastre de Dumnezeu prin pocăință. Amin. În seara aceasta mi-am propus să vorbesc câteva lucruri despre credință. Dacă toți suntem la biserică, unde am putea vorbi mai cu har și mai cu folos despre credință decât aici? Dar sunt conștient că acest subiect e amplu, e vast. Nu am nici timpul și nici cunoștințele necesare să vorbesc totul despre credință. De aceea mi-am propus în predica din seara aceasta să nu vorbesc nimic despre credințele false, zadarnice. Așa cum spune Pavel în 1 Corinteni 15, de unii care degeaba au crezut. Mi-am propus să vorbesc despre credința aceea autentică, reală, care ne ajută pe noi la mântuirea sufletului și Dumnezeu să ne dea credința aceasta. Când vorbim despre credință, ar fi logic să începem cu definiția ei din versetul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cineva spunea că credința e așa ca și curentul electric. Nu se vede, dar este și se văd doar efectele lui. Când vorbim de credință și manifestarea credinței acesteia, noi observăm la unii oameni credința după însăși felul lor de a vorbi. Pentru că oamenii credinței au avut și au întotdeauna un vocabular special. Spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 13, fiindcă avem același duh de credință, pentru că am crezut, de aceea vorbim. Eu aș dori ca Domnul să ne dea duhul ăsta de credință și când avem duhul ăsta de credință, să vorbim potrivit cu credința aceasta. Am găsit unele exprimări în Scriptură care dovedesc o mare încărcătură de credință. Eu le-am numit așa niște bombe ale credinței. Spre exemplificare voi cita doar o singură expresie. Am găsit în Sfânta Scriptură expresia chiar dacă, pe care unii oameni au folosit-o în momente foarte dificile, dar a fost o puternică demonstrație de credință lăuntrică pe care o aveau. Abacuc spunea în capitolul 3, versetul 17, vis-a-vis de legat de starea noastră materială, și spunea, chiar dacă smochinul nu va înflori și via nu-și va da rodul, chiar dacă rodul măslinului va lipsi și va lipsi rodul câmpiilor, vor peri oile în staul și boii în graj, eu tot mă voi bucura în Domnul, în Dumnezeu mântuirii mele. El îmi face picioarele ca ale cerbului, mă poartă pe înălțimile mele. Deci, bucuria noastră în Domnul, bucuria mântuirii, nu e legată de starea noastră materială. Se pot bucura de mântuirea în Domnul și bogați, se pot bucura de mântuirea în Domnul și săraci. Și omul ăsta, un om al lui Dumnezeu, un proroc, spunea, chiar dacă sunt sărac, eu în Domnul tot mă bucur, să ne dea Domnul și nouă bucuria aceasta. Și să ne dea Domnul credința aceasta. Am luat o altă stare, parcă mai dureroasă ca aceasta. Și spunea Iov în capitolul 19, versetul 25-26, dar eu știu că răscumpărătorul meu trăiește și la urmă se va ridica iarăși pe pământ. Chiar dacă îmi va fi nimicită pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne,
dar ochii mei îl vor vedea și el se va arăta binevoitor față de mine. Și dacă în versetul 24 el plângea durerea și spune, aș vrea să-mi scrie durerea într-o carte, și spune, nu, să fie săpată cu un priboi de fier în stâncă. La urmă, când vorbește de revenirea Domnului și spune, și sufletul meu tânjește de dorul acesta. Am întâlnit bolnavi care aveau o mare putere de credință în ei, care au spus, chiar dacă nu mai am piele și carne, știu că într-o zi Domnul mă va chema acasă. Știu că într-o zi ochii mei îl vor vedea și știu că într-o zi Domnul pentru mine va fi binevoitor. Doresc Domnul să ne dea credința aceasta. Și poate mai grea decât sărăcia și boala sunt primejdiile de moarte. Și mi-aduc aminte de Hanania, Mișael și Azaria, care în Daniel capitolul 3, versetul 17 și 18 spunea, împărate, în fața cuptorului, o declarație în fața unui cuptor aprins. Dumnezeul nostru poate să ne scape și ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Să ne dea Domnul credința asta, amin? Apoi în Mica, în capitolul 7, versetul 8, e o situație mai dureroasă acolo. Și spunea, nu te bucura de mine, vrășmaș, că chiar dacă am căzut, iarăși mă voi ridica. Mă uit aici în adunarea Domnului, nu-i greu de căzut, fraților, e mai greu de ridicat. Dar acei care au căzut, aș vrea ca Domnul să le dea credință în seara asta. Din aceia care sunt fii risipitori din Luca, acolo, din 15, care au plecat din casa părinților, din adunare, din fața fraților, din fața lui Dumnezeu, aș vrea ca în seara asta Duhul Domnului să-i cerceteze. Și momentul ridicării tale să nu fie mâine, să fie astăzi. Chiar dacă acum locuiesc în întuneric, Domnul e lumina mea. Chiar dacă acum sunt pedepsit pentru că am păcătuit, dar Domnul va apăra pricina. Iată dar că această credință, unii și-o exprimă verbal. Și mi-am dat seama că oamenii aceștia sunt oameni ai credință. Nu se vede credința, e așa ca curentul electric. Dar vorbele astea spuse dovedesc credință. Ba încă unii au văzut credința. Mă gândeam la întâmplarea din Marcu capitolul 2. Domnul vestea Evanghelia, mult norod, aglomerație mare. Și patru oameni au luat un prieten de-al lor slăbănog și au vrut să-l ducă până la Domnul să-l vindece. Eu m-am gândit mult la împrejurarea aceasta. Și când vorbeam de piedicile care le pun unii altora, am spus că din pricina norodului nu au putut să ajungă la Domnul și am strigat într-o adunare, măi, oameni buni, nu cumva unii să nu ajungă la Domnul din pricina pocăiților, să nu ajungă să încurcăm noi, dar nu predicăm de aici. Și oamenii ăștia au recurs la un gest nesăbuit, fără rațiune, s-au suit pe acoperișul casei, o spart acoperișul și cu funii l-au coborât în jos, Marcu 2 cu 5. Când le-a văzut Iisus credința acelor patru, le-a spus, fiule, păcatele sunt iertate. Cum a văzut Domnul credința? Probabil prin faptele lor, prin faptul că o spart acoperișul. În Fapte capitolul 14, Apostolul Pavel predică Evanghelia, în fața lui era un om, o loc, stacolul trântit jos. Și în versetul 9 spunea Sfânta Scriptură în Luca, când a văzut Pavel că are credință, măi, ce a văzut la el? O văzut că are credință, s-a manifestat o logă ăsta într-un anumit fel. Eu mă uit la dumneavoastră și mă întreb, aveți credință? Să-mi pun ochelarii ca să văd dacă aveți credință? Dumnezeu să le dea credință în seara asta, amin? Bun, vorbind de această credință, eu am să aduc în discuție două ipostaze diferite. Odată am numit eu și aș vrea să fie înțeleasă ideea. Odată când noi ne uităm la credință și odată când credința se uită la noi. Când noi ne uităm la credință, spuneam că noi percepem credința într-un om prin manifestările acestea pe care omul le are. Și cea mai bună demonstrație a credinței este prin împlinire
prin înfăptuire. În Iacob, capitolul 2, versetul 18, fratele Domnul punea ipotetic problema și zicea: dar va zice cineva, arată-mi credința ta. Noi suntem creștini. România e o țară încreștinată de 2000 de ani prin apostolul Andrei, care a descălicat acolo la Calatiza. Da? România e țară creștină, toți avem credință în Dumnezeu. Dar eu câteodată mă opresc la câte unul și spun: dar arată-mi, te rog, credința. 35 de ani am fost mecanic locomotivă, am circulat cu trenurile. Am văzut fel de imagini în fața ochilor. Numai ce plecam cu trenul de la Suceava și venea controlorul, acel naș, ați auzit de el. Și spunea biletele la control și câte unul poftim biletul, îl perfora, mulțumesc, câte unul n-avea bilet deloc, n-avea bilet. Și dacă n-avea bilet, legea spune că la prima stație îl dădea jos. Asta era legea, la căile ferate. Câte unul avea bilet, dar nu era valabil în regimul acela. Ori era cu o zi în urmă, ori era de personal și el era intersite și se aplica aceea sancțiune. Noi ne-am pornit spre cer. Ne-am pornit ca să ne întâlnim cu Domnul, să ne mântuim sufletul. Suntem în călătoria asta. Dar biletul nostru cu care călătorim e credința. Și eu vă întreb în seara asta: aveți bilet? Arată-mi credința ta. Că până la urmă credința trebuie arătată, nu? Ei, cum arătăm noi credința asta? Continuă ideea de mai înainte. Pavel spunea în 2 Tesaloniceni 1 cu 11 de lucrările izvorâte din credință. El spune că credința e ca un izvor din care izvoresc, țâșnesc așa lucrările credinței. Care sunt aceste lucrări ale credinței? Credința în mine crește, da? Spune Pavel 2 Tesaloniceni 1 cu 4 și 1 cu 3. Credința voastră mereu crescând. Credința în mine crește, crește, la un moment dat refulează. Face presiune și din mine iese credință, nu? Psalmul 23, paharul meu e plin, că a început să dea peste el. Să ne dea Domnul credința asta. Când din mine iese credință, de fapt ce iese? Este lucrările credințe. Putem exemplifica? Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit ei aceste cuvinte, știți, pogorârea Duhului Sfânt, acea predică extraordinară a Sfântului Apostol Petru, și după ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să faceți? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta e pentru voi și pentru cei ce sunt departe acum și pentru copiii voștri, oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și sfătuia zicând: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Vine versetul 41. Cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și la numărul ucenicilor s-a adăugat câteva mii. Ce înseamnă lucrarea credinței? Înseamnă că tu auzi cuvântul și imediat îl pui în practică. Asta înseamnă lucrare izvorâtă din credință. Că dacă auzi și nu împlinești, deja ai o problemă, nu? Dau un alt exemplu. Fapte, capitolul 11, versetul 27-28. Niște proroci, o ceată, apostoli, proroci, au venit la Antiohia din Ierusalim și în versetul 28 spune că un proroc cu numele Agab a prorocit și a spus că în Iudeia va fi o mare foamete, ceea ce s-a și întâmplat. Dar ucenicii, pocăiți creștini din vremea aceea, au crezut cuvântul Domnului, au crezut prorocia și în momentul când au primit revelația aceasta de la Domnul, au început să facă strângeri de ajutoare. Și făcând strângeri, în momentul când a fost acea foamete, ei au trimis prin Pavel și Barnaba ceva la presbiterii din Ierusalim. Frații mei, noi în seara asta auzim cuvântul, dar fapta, noi credem cuvântul. Dar dacă noi credem cuvântul, trebuie să trecem imediat la împlinire. Dumnezeu să ne ajute, amin? 2 Petru, capitolul 1, versetul 5 în jos.
De aceea dați-vă și voi toate silința, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânare, evlavie, dragostea de frat, iubirea de oameni, da? Ne oprim, nu citim mai departe Biblia. Deci, în cunoașterea aceasta lui Dumnezeu, în apropierea aceasta de Dumnezeu, sunt niște trepte. Prima e credința. Imediat după credință, urmează fapta. Uniți cu credința voastră, fapta. Știți ce am constatat eu la unii? Au credință, dar nu trec la fapte. Sar peste treapta aceasta și ajung la cunoștință. Ei vor credință și imediat cunoștință. Eu primesc multe întrebări la telefon și cu frață, fel de fel de întrebări. Și vine odată un vrăjgan la mine, spune, frate, dragă, ceva să te întreb, că tu trebuie să știi. Răpirea bisericii va fi în timpul necazului, cum e cu răpirea, înainte, e după? Mă uit la el, câți ani ai? 23. Ești botezat în apă? Încă nu. Ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Nu. Ce-i interesează? Chiar n-are sens întrebarea asta. Mai bine câte unul, frate, dar cu calul galben din Apocalipsa. Dar el stă pe imaș, bate toată ziua mingea pe imaș, dă drumul la guri la rău, cum spune psalmistul, dar el vrea multă, multă cunoștință. Frații mei, dacă Dumnezeu ne-a vorbit și a pus bazele credinței noastre, hai să trecem repede la înfăptuire. Cu credința unim fapta și apoi cu fapta cunoștința. Să ne ajute Domnul, amin? În Iacob 1:22 scrie așa. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Că dacă cineva ascultă cuvântul și nu îl împlinește, 23, seamănă cu un om firesc care își privește fața în oglindă și după ce pleacă, uită cum arăta. Să fim împlinitori ai cuvântului. Eu vorbeam aici de... Am auzit o explicație la un frate și mi-a plăcut. De modul în care e construită o oglindă. Spunea fratele acela, oameni buni, oglinda e o bucată de sticlă, pe spatele căreia se aplică o vopsea de culoare închisă. Asta e oglinda. Și explica el, oglinda e cuvântul lui Dumnezeu. Iar vopseaua aia din spate, așa cum e Biblia mea albă și coperta neagră, vedeți? Vopseaua aia din spate e dorința de împlinire, de a aplica cuvântul în viața mea. Asta e oglinda. Și spunea fratele acela, e câte un băiat obraznic, e un cui, e un ban și zgârie vopseaua din spate. Și când o zgârie și face așa un ochi, te uiți prin sticlă, dar nu te mai vezi pe tine, îi vezi pe alții. Adică așa cum fac unii pocăiți, pe ei îi interesează cunoașterea și se uită prin scriptură la păstor, la dirijor, la proroc, la membru din adunare, uite cum ar trebui să fie, dar uite ei cum îs. Dar ei n-au dorință de împlinire. Și asta e o înșelăciune. Spunea Iacov, frații mei, fiți împlinitori, nu numai ascultători, uituci, înșelându-vă singuri. Pentru că în împlinirea Scripturii, noi trebuie să dovedim o reacție imediată. Trebuie să dăm dovadă de promptitudine. În Matei 14, ucenicii erau pe mare, erau în furtună. Și pe când corabia se lupta cu valurile, pe ape venea cineva spre ei. Ei s-au temut, au țipat, au crezut că e o nălucă. Dar Mântuitorul a spus, nu vă temiți, eu sunt, îndrăzniți. Și Petru îi spune, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Și Domnul striga, vină la mine, Petru. Eu îl văd pe Petru. Dintr-o dată sărind din barcă. Asta înseamnă împlinire imediată. Asta este o dovadă a credinței noastre, o demonstrație a credinței. Noi avem în noi credință și de acum din noi ies lucrările credinței, care sunt fapte ale credinței. Și Petru a sărit din barcă. În Marcu 10:49
Striga Bartimeu, fiul lui Timeu, către Mântuitorul: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei din jur îl certau să tacă, el striga și mai tare, dar Domnul se oprește și a spus: chemați la mine! Și versetul 49 pe care l-am citat spunea: îndrăznește că te cheamă! Versetul 50: îndată orbul și-a aruncat haina, a sărit în picioare și a mers după Iisus. Asta înseamnă promptitudine. În Ieremia 46:17 scrie: acolo strigă Faraon, împăratul Egiptului este un postiu, pentru că a lăsat să-i treacă clipa potrivită. În seara asta poate pentru cineva e clipa potrivită ca să te întorci la Dumnezeu, ca să închei legământ cu Dumnezeu, ca să iei o hotărâre de pocăință. Și o cântare veche spunea: nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Asta înseamnă lucrarea credinței. Noi suntem plini de credință și din noi refulează credințe, lucrările credinței acesteia. Să ne ajute Domnul să o avem, amin? Numai că în împlinirea Scripturii se plătește un preț. Produsele cosmetice scumpe, să spuneți voi, nu? Mai bine ca mine știți, scumpe. Dacă Biblia ți-a arătat că n-ai postit destul, hai plătește prețul și postește mai mult. Dacă Biblia ți arată că n-ai cercetat unde ajuns, hai plătește prețul și cercetează mai mult. Dacă Biblia ți arată că nu te-ai rugat destul, plătește un preț în noaptea asta. Dă-te jos din așternutul tău și înalți o rugăciune către Domnul. Că vorba fratelui Răuz de la Viclovul de Sus, spunea el: oameni buni, oglinda nu spală pe nimeni. De stai o zi întreagă, o săptămână murdar în fața oglinzii, tot așa ai să stai. Oglinda îți arată cum ești și tu de acum trebuie să te duci să te curăți. Să ne ajute Domnul, amin. Dar acei care aud cuvântul și nu îl împlinesc, eu îi trec în categoria oamenilor din Atena, din Areopag. Pune Scriptura în Fapte 17 că atenienii nu făceau altceva decât să audă lucruri noi, curiozități. Eu nu le am cu tehnica deloc. Am multe postări pe internet, îmi spun copiii, cei din familie, nu știu să navighez, nu știu să intru pe internet. Și un pic internetul ăsta pe mine mă dezavantajează. Recent am fost într-o biserică, am venit cu un frate, dar mâna, pace, frate, dragul, vreau să spun că eu știu toate predicile tale. Și zic: și la ce mai m-ai chemat? Dacă tot le știi pe toate, ce-am mai venit până la voi, până aici? Dar am un obicei, nu știu, e rău sau bun, că cei care îmi spun că am ascultat predicile, spune-mi, te rog, cât ai împlinit din ele? A, păi nu, frate, să ne ajute Domnul să le împlinim. Măi, nu așa, dacă tot le ascultăm. Eu îi trec în rândul curioșilor, aceia care în evanghelizare, cine vine în seara asta? Și o predicat. Și văd așa o mulțime cu urechile ciulite. Mă întreb, câți din ei vor să împlinească? Câți din ei vor să împlinească? Pentru că dacă ascultăm cuvântul și nu-l împlinim, ne înșelăm singuri. Știți dumneavoastră, demonstrarea credinței noastre interioare se face prin lucrări exterioare. Să ne ajute Domnul. Și acolo spunea Pavel în 2 Tesaloniceni 1:11, când vorbește de lucrările credinței, în versetul 12 spunea: și prin aceasta Hristos să fie proslăvit în voi. Deci lucrările care le facem noi, frații mei, sunt pentru proslăvirea Domnului Iisus? Predica mea este ca să-L înalță pe Domnul? Cântarea mea este ca să-L înalță pe Domnul? Am predicat ceva într-o adunare și am fost amendat când am spus: dacă în videoclipul ăla al meu cu cântarea mea nu i-a mintit Domnul și nu-i promovat Domnul și nu-i fac reclame lui Dumnezeu, ci îmi fac reclamă mie, nu seamănă a lucruri împrumutate de lume?
Eu întotdeauna mă rog, Doamne, fă după am bun, eu să fiu mic și Dumnezeu mare. Pavel spunea în Colosem 3 că voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cum de unii se văd așa de bine ei dacă s-a ascuns în Hristos? Vreau în seara asta la Dej să se vadă Hristos, Domnul, în adunare. Și tot ce facem să fie spre slava Domnului. Că spunea Iacov în capitolul 5, versetul 15, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, vor fi... Dacă vindecă în urma ungerii mele cu un de lemn și a rugăciunii care o fac eu, vindecă Domnul, cine și are slavă aici? Dumnezeu, lăudat să fie numele Său. Să ne dea Domnul pocăință. Spuneam eu că demonstrarea credinței, o credință care e o stare interioară, se vede prin manifestarea exterioară. Și câteodată o altă demonstrare a credinței e printr-o stare de zidire, consolidare spirituală. În Romani 4 cu 20, vorbind de Avraam, spune că el n-a căzut în desnădejde, ci întărit prin credință, a slăvit pe Dumnezeu. Credința are și rolul de a ne întări pe noi, viața noastră spirituală. De aceea ucenicii în Luca 17 cu 5 se ruga și spunea, Doamne, mărește-ne credința. Credința asta e ca o vitamină care ți-o dă Dumnezeu ție. E ca o perfuzie, o infuzie de energie care ți-o dă Domnul. Întărit prin credință. Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Credința în Dumnezeu ne liniștește. Credința în Dumnezeu îndepartă din inima noastră orice tulburare. Doamne, mărește-ne credința, amin? În corpul omenesc există o glandă care secretă o substanță numită adrenalină. Am citit, nu le-am cu medicina. Mi-a plăcut așa, m-a comparația. Și adrenalina asta, glanda o secretă în momente foarte dificile. Secreția asta e luată cu o viteză uimitoare de sânge și transmisă în tot corpul și dintr-o dată omul are o infuzie de energie, de putere, pe moment, pe o durată scurtă, o infuzie extraordinar de mare. Am un prieten, slujitor și proroc, și îmi spunea, frate Dragoș, reparam mașina. Și am pus eu un chituc în mașină, m-am băgat sub tobă, să-i prind acolo, sau la motor, când mi-a explicat. Și-a căzut aia și-a căzut mașina și m-a prins. Și am strigat, dar noi eram, aveam doi copii din general. Au venit și-au ridicat mașina și am ieșit de acolo. Le-am dat bani. I-am pus nu știu de câte ori să mă ridice odată și nu am mai putut. El a spus, ori un înger al Domnului, că noi credem și în minuni, ori oamenii ăștia, la un moment critic, au avut o putere extraordinară. Am fost cu mașina și un șofer a evitat un accident. Dom'le, atâta prezență de spirit, atâta luciditate. Așa a trecut printre mașini, mașina așa mergea și eu l-am admirat. O mai mers 100 de metri, o tras pe dreapta și tremura tot. Era galbă. Ce cu tine, măi, frate, Viorel? Lasă-mă în pace. Bă, dar așa de frumos ai condus. Am condus. Sunt momente când ești foarte lucid, foarte calm. Medicii spun că acea adrenalină luată cu o viteză uimitoare de trup îi trimis în corpul omului și omul e în stare de lucruri extraordinare. Dar pe moment, frații mei, la noi vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și în momentul când avem o problemă grea, El ne dă o infuzie de credință că primești și te uiți la analize și vezi că ai cancer. Și credința vine în tine și te mângă și îți spune, Domnul te poate vindeca. Duhul Sfânt, prin darul de credință, face infuzia asta noi. Și în vechime lucra Dumnezeu cam așa. Când venea Duhul Domnului peste Samson, ăsta o lua porțile în spate și l-o sui pe munte. Când pleca Duhul Sfânt, era om normal, ca și noi. Aș dori ca Domnul să ne mărească credința, amin? Frații mei, am vorbit de credință, de manifestarea ei. De faptul că noi ne-am uitat la credință, cum lucrează credința.
Dar eu la credință am mai găsit o capacitate, o caracteristică extraordinară. Credința are puterea de a lua lucruri foarte îndepărtate, din viitorul îndepărtat, și a le aduce în prezent. Credința are puterea de a lua imagini din lumea nevăzută și a ți le prezenta ție. Ați văzut, oamenii au inventat binoclu. Și când te uiți cu ochiul liber pe o culme, nu vezi nimic. Când pui binoclu la ochi, lucrurile ți-s foarte clare. Cam așa lucrează Dumnezeu cu credința. Credința are capacitatea asta de a lua viitorul și a-l aduce aici, în fața ta. Și lucruri din lumea nevăzută, mă repet, să le aduce ca niște imagini așa în fața ochilor. Când citim Evrei capitolul 11, vom observa că versetul 1, versetul 3, versetul 7, versetul 22, versetul 27, toate au de-a face cu imaginea. Credința are de-a face cu prezentarea acestor imagini. Dăm un exemplu. Versetul 7. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Și dintr-o dată, Dumnezeu l-a înștiințat pe noi, i-a dat dimensiunile corăbii, i-a prezis viitorul, nenorocirea care va pedepsi lumea întreagă, și noi a făcut lucrurile acestea și deodată lucrurile astea care încă nu se vedeau, El le-a văzut și a acționat prin credință. Slavă Domnului! Amin. Despre Avram se spune că prin credință Avram a văzut o cetate care avea temeliile tale. Viziunea asta a lui era peste mii de ani. Că cetatea aceea nici acum încă nu o coboră, nici noi n-am văzut-o. Ioan spunea în Apocalipsa și am văzut coborându-se de la Dumnezeu, cetatea lui Dumnezeu. Dar Avram a văzut-o cu mii de ani înainte. Asta capacitate, asta putere o are credința. În versetul cât, hai să mai citim, din 22, spunea, prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Iosif a văzut exodul. El a văzut cum evreii ieșeau din Egipt și se duceau la Canaan. Și a spus fraților săi, oameni buni, voi veți pleca de aici. Dumnezeu mi-a arătat asta. Când veți pleca de aici, jurați-mi că veți lua și oasele mele. Lucrul ăsta s-a întâmplat peste 400 de ani. Versetul 27. Prin credință Moise a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Văzând capacitatea care o are credința, eu am vrut să fac o experiență. Am folosit credința asta nu ca un binoclu, ca un microscop, dacă vreți. Și am spus, vreau să văd ceva și eu prin credință. Și știți ce am vrut să-mi văd? Am vrut să văd viața mea, cum se vede prin credință. Și când m-am uitat la viața mea, am rămas surprins. Că eu, în loc să văd că am o viață, prin credință am văzut că eu am două vieți. A doua am văzut numai când m-am uitat prin credință. În Timotei 4:8, întâia Timotei, Pavel spunea că de printre atrupească-i de puțin folos, pe când Evlavia-i folositoare orice privință, pentru că ea are făgăduințele vieții de acum și a cele viitoare. Atenție la ce vă spun eu. Fiecare din voi are două vieți. Dacă vreți, o viață în două forme de existență. Are o viață acum și o viață viitoare. Fiecare din voi. Asta mi-arată mie credința. Eu m-am uitat cu credința și m-am mirat de lucrul acesta. Viața de acum. Vorbim scurt, că timpul trece. De viața de acum. Care e viața de acum? Viața de acum se consumă între două evenimente. Între naștere și moarte. Spunea cineva, între două certificate. Certificat de naștere și certificatul de moarte. Predica odată fratele Sucală de învierea lui Lazar din Betania și omul ăsta s-a dus la primărie să-i dea certificat de înviere.
Și ăștia, măi, de unde n-avem formulare? Certificat de naștere avem, certificat de moarte avem, dar din viere ce să scriem? Frații mei, viața noastră se consumă între astea două evenimente. Între naștere și moarte. Cât e viața de lungă? Nu știu. Vreau să vă spun un secret. După ce predic eu aici, nu știu cât timp unul din voi o să moară. Sigur. Cât e de lungă viața? Nu știu. Am predicat la copii de câteva zile. Am predicat, m-a chemat cineva la o mătușă, o bunică de-a lui, și am întrebat, dar cât are bunică ta, măi? 106 ani. Voi cât o să trăiți? Care sunteți aici? De vreo două săptămâni în urmă am predicat într-o adunare un băiat de 24 de ani. Asta era sâmbătă seara. Că luni seara am predicat la Voitinel la un bătrân de 94 de ani. Nu, diferență mare. Ce pot să spun eu de viața aceasta? Că e scurtă. Vineri am fost chemat la Cajmana să predic la o mormântare. Un bărbat de 49 de ani, tată la 15 copii. Și am spus prietenul care mă chema, că eu am fost la multe mormântări, îmi pare rău că nu pot veni. Dar de ce? Merg la Bilca la o mormântare, o mamă cu 12 copii a murit. Și mama asta era bolnavă de diabet, pentru că în urmă, cu vreo 2-3 ani, a murit un băiat căsătorit, care avea 6 copii și a rămas cu nepoță și cu nora. Iar anul trecut a murit un alt băiat de 20 ceva de ani. Și supărarea o răpus-o, o pus-o în sicriu și vineri a fost în mormântarea. Când voi muri eu? Nu știu. Când vei muri tu? Nu știu. Știu doar că viața noastră pe pământ e foarte scurtă. Eu am crescut în familie de țesători. Eu știu să țes covoare din alea alese cu mâna, cu două fețe. Așa, că mama și surorile și nevasta, toți au țesut. Și știu, încă mai știu cum zboară sufeica țesătorului printre fire. Voi nu mai știți mult din voi. Și se întreba omului Dumnezeu, care-i lungimea vieții mele? Și Dumnezeu îi spune, ca sufeica. În Psalmul 90, viața omului e ca un abur. E ca un sunet, e ca o strajă de noapte, e ca un vis la deșteptare, e ca iarba care dimineața înflorește cosită și seara nu se mai vede locul pe care îl cuprindea. Așa e viața ta aici, în deș. Și dacă ai trăit cât Metusala, într-o zi tot vei muri. Viața de acum se termină. Ce este important în viața asta și care e marele har al lui Dumnezeu, este că în viața asta scurtă, un nabur, un nimic, atâta suntem noi, în comparație cu veșnicia, în viața asta scurtă avem harul să ne asigurăm o veșnicie binecuvântată. Am lucrat 35 de ani la calea ferată și ca să capăt o pensie la bătrâneță, cât îi ia. Dar aici lucrez câțiva ani pentru Domnul și capăt o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Nu se merită să riscăm să cheltuim viața asta mică pe nimic, frate, pentru plăcerile de o clipă ale păcatului și să ratăm eternitatea aceea cu Domnul. Să ne dea Domnul multă înțelepciune în privința aceasta. Viața aceasta e scurtă, e plină de necazuri. În viața aceasta putem totuși practica credința. Acum nu mai intrăm în amănunte din Evrei, capitolul 11. Unii au folosit credința în locația stabilită de Dumnezeu. Alții prin credință au fost biruitori, spune Scriptura. Au scăpat de ascuțitul sabie, au scăpat de gura leilor, au fost viteji în război, au pus pe fugă oștile vrăjmașe. Prin credință Dumnezeu ne scapă, pune îngerii săi. Alții prin credință s-au vindecat de boli. Și aici mi-ar trebui multă vreme să vă spun. Sunt martor și am fost martor a multor lucrări care le-a făcut Dumnezeu. Cu mulți ani înainte, cu 30 de ani înainte, eram un copil. Am fost la dealul mare, la sora Mihriu, la rugăciune și au spus, tinurile, îți voi face hatârul să fii martor al lucrărilor mele. Mi-ar fi plăcut să le facă prin mine, Domnul. Dar nu a fost întotdeauna așa. Dar în foarte multe cazuri am fost martor. Când frați binecuvântați de Domnul și au întins mâinile peste bolnavi și bolnavi au fost vindecați. Noi practicăm credința și în viața asta scurtă, dar
credința, când am privit la viață, mi-a arătat că eu am două vieți, viața de acum, și acum numai prin credință mi-a arătat și viața viitoare, care începe de dincolo de mormânt. Mormântul nu e ultima soluție, nu, nu. După ce trecem prin experiența mormântului, noi continuăm să existăm. Avem pilda aceea frumoasă din Luca 16. Când a murit și bogat, a murit și sărac. Și dincolo după moarte s-au văzut, s-au recunoscut, au vorbit, erau conștienți de faptele lor, numai că săracul era în sânul lui Avram, iar bogatul era într-o chinuire veșnică. Există viață dincolo de moarte, care începe de la mormânt încolo și merge la plus infinit, un 8 așa răsturnat, știu elevii cum arată, da? Frații mei, timpul este o invenție a lui Dumnezeu pentru oameni. Ce îl caracterizează pe Dumnezeu e veșnicia. Când Dumnezeu a vrut ca noi să ne naștim, ne-a stabilit două coordonate, timp și spațiu. Și acolo ne caută. Noi tranzităm pe aici prin Dej și plecăm la Dumnezeu de unde am venit. În veșnicie nu vor fi ceasuri și programe. Nu va fi carte din mersul trenului ca să știm cât întârziem, da? Și nu vor avea copii orare, nu vor fi programe. În veșnicie nu-i timp, veșnicia-i veșnicie. Slăviți să fie Domnul! Asta mi-arată mie credința. Dar credința, când m-am uitat la viața viitoare, mi-a mai arătat un lucru. Că sunt două locații diferite. În Apocalipsa 21 vorbește de o fericire veșnică. O fericire unde o părtășie cu Dumnezeu. Și doresc asta, eu doresc. O părtășie cu cei dragi noștri care au plecat. Cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu mare apostol ai Domnului, cu bunicii mei care au fost la cer răuț pentru credință, cu părinții mei care au murit părinți, au murit părinții socri, au murit un cumnat drag, mi-au murit prieteni. Știu că vine o zi când ne-am întâlnit iară. Vine o zi în care ne-am întâlnit iară. Asta mi-arată credința, că există două locații total diferite. Un loc de fericire binecuvântat, dar și un loc de chinuire. În Apocalipsa 14:11 spune și fumul chinului ei se ridică în sus în vece vecelor. Spunea un frate că acolo în cuvântul de ordine în iad, și nu-mi place să predic de aici, va fi chinuirea. Ăsta e cuvântul de ordine. Chin și durere, asta va fi în iad. Când toate bolile trupești, toate durerile fizice vor fi acolo peste cei care au păcătuit. Te doare o măsea și e greu. Ai o colică renală și nu mai poți, ai o operație și nu mai poți. În chipul este că toate bolile astea trupești vor fi pe tine acolo. Dar ce va fi cu remușcarea veșnică? E o cântare în cor care o cântăm, dar chinul cel mai greu și amar va fi și remușcarea, că a fost și pentru tine har, dar i-ai respins chemarea. Când a ști că ai fost la Dej la evangelizare, că Dumnezeu ți-a făcut chemarea, oferta, că vrea să te ierte de păcate, vrea să te mântuiască, în loc să îmbrățișezi credința, în loc să se asiguri viața viitoare, tu i-ai respins chemarea. Ai înțepenit grumazul, ți-ai împietrit inima, te-ai uitat la ceas, ai spus când termină omul ăsta, când mâine am treabă. Va fi o remușcare. Va fi acolo chinuitori. Vor fi acolo chinuitori, duhuri necurate, care vor chinui veșnic pe oameni. Și nu vreau să-mi imaginez, și nu mi-am pus mintea, n-am făcut un exercițiu de imaginație să văd cum va fi în iad, că chiar nu mă interesează. Din spusele Scripturii se arată că este un loc de fericire veșnică și un loc de chinuire veșnică. Și noi vom merge unul din locurile acestea. Și tot prin credință, cu privire la viața viitoare, am mai înțeles un lucru. Că între aceste două locații nu există punți de trecere. Că între astea e o prăpastie mare. Că bogatul acela spunea, rogu-te, spune lui Lazar să-și moaie degetul în apă și să-mi răcorească buzele, căci grozav mă chinuiesc. Și Avram i-a spus, nu se poate că e o prăpastie. Eu nu am nimic cu obiceiurile, cu încredințările unuia, dar sunt obligat prin Evanghelie să vorbesc adevărul.
Pentru că, oameni buni, este o amăgire să crezi că după moarte există șanse ca să treci dintr-un loc în celălalt. Ar fi nedrept, justiția din tine spune că nu-i drept. Că eu trăiesc cu o pensie de la CFR-ul și o împart cum o împart la copii și la cei care i-am, iar alții au milioane de euro prin fraudă și prin necinste. Și la urmă, când mor, ăștia fac pomenii grozavi și tot ei vor fi în rai și eu să fiu un iad că am pensia mică. Mi se pare normal? Justiția din voi, dreptatea din voi acceptă? Dacă noi oamenii nu acceptăm, dar la Dumnezeu care-i drept, există posibilitatea asta nici de cum. Privirea asta prin credință, când m-am uitat la viața viitoare, îmi spune că este veșnică, sunt două locații diferite și că nu există posibilitate de a trece dintr-o parte în alta. Vreau să închei predica. Pe mine, ultima vreme, am mai spus acum într-o adunare mare, mă frământă un gând, cu insistență. Am încercat să-l alung și vine iarăși în mintea mea. Gândul că eu trăiesc o viață aici pe pământ pentru o clipă. Atât. Eu trăiesc o viață, am 58 de ani, nu știu cât se mai dă Domnul. O viață de 50, de 60, de 100 de ani o trăiești pentru o clipă, îndeși. O clipă când vei sta înaintea lui Dumnezeu. O clipă când vei aștepta o sentință, când în dreptul tău se va spune un cuvânt. Și am încercat să mă imaginez, când voi sta în fața lui Dumnezeu, în Apocalipsa spune că niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și oamenii au fost judecați după cărțile, după faptele, după ce era scris acolo. Și cei care nu erau scris în Cartea Vieții au fost aruncați în iazul cu foc. Iazul cu foc e moartea a doua. Și m-am gândit, stând în fața lui Dumnezeu, la rândul cetei mele, și nu intrăm în amănunte, voi auzi glasul, va uita Domnul spre mine, și mă spune, Dragoș Cruitor, credeți că v-a strigat ultima dată numele meu de aici pe pământ. Ai fost un rob bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Spuneam în adunare ce e voi chiui de bucurie. Maliahii spune, vom sări ca vițării din grajd. Și ne-am ocupat locul acolo în partea dreaptă la Dumnezeu când ne va chema. Sau va ridica privirea mânioasă și spune, du-te blestematule, în focul cel veșnic. Eu toată viața pentru momentul ăsta îl trăiesc, dar rest nu mai contează. Ce mai contează atunci că ai fost bogat sau sărac? Ce mai contează în clipa aceea? Ce mai contează că ai fost un mare filozof sau ignorant? Un studios sau un analfabet? Ce mai contează? Ce mai contează atunci că am fost bolnav sau fost sănătos? Ce mai contează că am avut multe relații, am fost foarte sociabil sau am fost un sihastru, un haiduc însingurat? Ce mai contează atunci? În clipa aceea contează un singur lucru, sentința, vino sau du-te. Mai contează că am predicat la Dej? Mai contează că am cântat, că am mers la adunare? Mai contează astea? Dacă sunt fapte bune, sunt scrise în carte. Dar în rest nu mai contează nimic de aici, contează clipa aceea. Să trăiești o viață întreagă, mergeți la liceu, mergeți la facultate, eu vă îndemn, mergeți, studiați, eu promovez învățătura. Lucrați cu mâinile voastre, faceți-vă familii, copii, zidiți pomi, zidiți case. Dar nu uitați că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu și atunci asta va contează. Vei auzi vino sau du-te. Și spunea cuvântul Domnului din același Evrei, ultimul verset care îl citesc. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisând că sunt străini și călători pe pământ. Cu cât îmbătrânesc, eu am trecut de culmea dealului, cobor în cetravale, cu pași tărât, scutez orizontul cât mai am și nu știu cât mai am, dar cu cât trece viața îmi dau seama că sunt străin și călător. Au plecat părinții, au plecat bunicii, au plecat din frații noștri din adunare. Am pus un frate în unde bun la predicare 90 de ani. Eu spun, fraților, nu prea am somn.
Și stând într-o noapte, am numărat pe toți frații care am prins eu în adunare când m-am pocăit. Și au spus el, vă 300 și ceva o numărat și nu mai sunt. Au spus că eu am 90 de ani și aștept să plec și eu. Alții pleacă mai devreme, alții mai târziu. Dar noi suntem străini și călători. În seara asta, Dumnezeu, prin glasul meu și prin glasul Evangheliei, te-o chema să vii la Sfânta Pocăință. În seara asta, Duhul Sfânt s-a spus, fii împlinitorea cuvântului, nu numai ascultător. Uite-te în oglinda asta și corectează-ți viața. Și Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe mine. Amin.